la fel ca și ceilalți colegi, și eu la fel mă confrunt cu această problemă, adică cu întrebările de energie. Mulți cetățeni vin la mine și fac plângeri că se întrerupe curentul foarte frecvent. Dar o altă problemă vreau să aduc în discuție. Vreau să vă spun că am privit un preaviz și în ultima zi de plată am plătit energia electrică. Deci contabilul a mers la bancă, a făcut plată. După câteva zile mi s-a întrerupt curentul la 14 unități de transformare din astea. Deci a trebuit să plătesc din nou rebranșare, cu toate că plătisem în termen. Deci am plătit în ultima zi de preaviz. Problema care este și ce mă deranjează? Acum, CESU a spus că nu ei debranșează, au o firmă specializată de recuperare. Problema care mă deranjează este că nici măcar nu vin să ne spună, da, să stea de vorbă cu noi, deci a intrat la Căminul Cultural la școală, a oprit curentul, fără a mă întreba. Asta e problema care mă deranjează cel mai tare. Deci, în primul rând, ar trebui să vorbească, să vină să-mi spune, domnule, trebuie să te debranjezi. Sau, nu știu, să găsim o soluție, că atunci poate și eu îi spuneam, domnule, ți-am plătit, uite, ăsta e ordinul tău, plată, nu trebuie să... Și a trebuit să plătesc aproape 30 de milioane de branșare și branșare. Asta este o problemă. O altă problemă cu care mă confrunt cu cei de la CEZ Electrica este, am avut un transformator, asta s-a întâmplat de două ori, care a fost trăznit. Deci a fost trăznit și iluminatul public în acea zonă nu a mai funcționat. E logic, odată ce a luat foc și nu a mai funcționat, eu nu trebuia să mai plătesc iluminat public. Ei vin și îmi calculează pe două luni în urmă consum la păușeală. Păi dacă nu a funcționat iluminatul ăsta public, nu înțeleg de ce trebuie să plătesc eu acest consum la păușeală.